Învingătorul alegerilor locale parțiale din Baia Sprie, liberalul Alin Bârda, a făcut astăzi primele declarații după aflarea rezultatelor, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la sediul Organizației Județene din Baia Mare. Am fost o echipă unită și cred că aceasta a fost cheia succesului nostru în această campanie. Știu că în primăria Baia Sprie este o echipă puternică. Vreau să-i motivez să-i aduc mai aproape de mine și de ideile care le am. Voi continua proiectele care sunt acum în derulare, așa cum am mai spus, dar voi veni și cu proiecte noi. Șeful de campanie al tânărului liberal a fost fostul primar al orașului Baia Sprie, Dorin Pașca. Eu sunt mândru că am reușit să le transmit băiesprienilor sentimentele care trebuie să le aibă oamenii normali și sunt mândru că n-au ales promisiunile de șarte, ci un program mai obiectiv. Pot să-i asigur pe băiesprieni că, așa cum le-am promis, voi încerca să stau alături de Alin, să-i transfer întreaga mea experiență administrativă, în așa fel încât să nu se simtă tranziția asta de la un primar la altul. Alin Bârda a declarat astăzi că primăria pe care o va conduce a evoluat mult în mandatul șefului său de campanie. Întrebat fiind ce crede că va trebui să facă în Baia Sprie, liberalul a spus că e nevoie de o mai bună relaționare cu cetățenii, dar și o mai bună circulație a documentelor. În ceea ce îl privește pe fostul primar, acesta a făcut astăzi o declarație surpriză. Dacă Alin și echipa lui vor reuși să se ridice la nivelul la care cred eu că trebuie să se ridice, nu voi mai candida la primăria Baia Sprie. Probabil că o să-mi găsesc alte orizonturi, nu neapărat politice. Să zicem că eu mi-am purtat crucea suficient și mai trebuie să o poarte și alții. Dorin Pașca a precizat că nu a fost o muncă ușoară la primărie, deși din afară pare frumoasă.